M-am gândit să le întreb pe Luța și Clărița ce vreți să vă faceți când o să fiți mari. Wow, face și piruete! Bine, Andreea! Clărița, ce-ți place la mami? Vaca? Nu. Am vrut să zic vocea. Vocea? Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codicea în jos. Wow! Ce frumos! I-am făcut niște flori ca să fie mai frumos. Ai făcut flori pe ochelari? Florința pe la că știi să nume. Anu! Doi? Trei! Cum aș lua trei? Zi mai departe. Și șapte. Ai luat șapte? La noi acasă vezi că este cea mai mare colecție de bebei din lume. Tu ai prietene la grădini? Pe cine? Alex. Alex? Cine este Alex? Ce-ți place de el? Da. Câtă sinceritate! Acesta este un... Astăzi vreau să fac un interviu cu Ela și Clara. Un interviu, adică o discuție așa cu mare mami de obicei, când tot timpul apare la TV și este întrebată tot felul de întrebări ciudate, unele dintre ele, cum am ieșit eu. M-am gândit să le întreb pe Luța și Clărița ce vreți să vă faceți când o să fiți mari? Cântăreață și sportivă. De ce sportivă? Pentru că îmi place să participăm și să cânt. Ai văzut-o pe mami că ea cântă? Și ai văzut-o pe mami seara? Ce face mami seara? Când voi faceți băiețe, ce face mami? Cânt în baie, dar fac și sport. Fac și sport. Da, da, deci mă vede fiecare seară când ele fac băiță, ele sunt în cădiță. Și, stai, mulțumesc, avea fermoar deschis. De ce vrei să devii cântăreață? Pentru că îmi place să cânt. Îți place să cânti? Când ți-ai dat-o seama că îți place să cânti? Când? Când cântai și tu. Și ce piesă îți place cel mai mult de la mamă? Luminile și sfinte. Paradis! Dar când luminile se sting, tu îmi dai foc la paradis. Da! Da, de ce-ți place? Că e veselă piesa. E foarte veselă piesa. E cu mult dans și îți place de petrișor și îți plac de fete. Îți place de fete, nu? Da. Da? Cum dansează mami? Și cum patinează mami, îți place? Da. Da? Și ce-ți place mai mult? Cum patinează mami sau cum dansează mami? Ambele. Ambele? Și vrei și tu să patinezi? Ia, povestește-ne cum a fost când ai patinat prima oară. Ți-a plăcut? Da. Și vrei să mai mergi? Vrei să mai patinezi? Clărița nu i-a plăcut. Clărița s-a așezat pe focă și acolo a rămas și a zis: nu, gata, nu mai patinez, plimbați-mă pe foca. În schimb, Ela a avut curaj și deja merge singurică așa. Și am mai făcut încă o ședință apoi și aveți filmulețul aici! Dragilor, astăzi este zi frumoasă cu soare și cu gheață! Soare și gheață, de ce oare? Este zi mare pentru că astăzi, pentru prima oară, pe gheață au intrat Ela și Clara! Ia uitați-le! Pentru că eu am început de ceva timp să fiu pe gheață, să dansez pe gheață și am zis să înceapă și ele de mici, ca să nu înceapă la vârsta mea. Și să simtă și ele plăcerea pe care eu o simt atunci când patinez. Așa că de la 35 ani Ela sunt pe gheață și sper, cine știe, să ajungă să facă tot felul de jumbușnucuri mai târziu. Și sunt foarte, foarte fericită că le place. Le-am echipat cu genunchiere, cotiere, căști de bicicletă și sunt foarte fericită.
fațe și piruete. Și suntem fashioniste și acum pe năzdrăvana familiei întrebăm: ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Măcăleață și sport. Și mai ce? Sport. Sport? Alegeți alte meserii, nu aceleași. Da, mai zi alte meserii. Vrei aceleași? Vrei veterinar. Auzi, dar ce ai mâncat că ești? Ești murdărică la gură, ce-i fără? Ce-i fără? Ce-i vrei pisică, bro. Ce? Ai mâncat ce? Momo? Da. Ce Momo? De unde ai avut Momo? De la Cioci. De la Cioci? Da. Ți-a dat, când ți-a dat Momo? Acum? Da. Aolea, deci Clărița mănâncă Momo non-stop. Îi place să mănânce dulce tot timpul. Eluța mai puțin. Da. Și după cum vedeți, Clărița este o năzdrăvană, cea mai năzdrăvană! Mulțumesc, iubita mea! Auzi, Clara, mai ții minte discuțiile noastre? Mai ții minte când te-am întrebat dacă noi ne-am întâlnit în altă viață? N-am întâlnit în altă viață? Da. Și ce erai tu în altă viață? Adică... Era un unicorn. Ce culoare erai? Ce culoare erai? Altă culoare. Tata chipet. Cum? Roșu și galben. Un unicorn roșu și galben. Și tu și... ce erai în altă viață? Ne-am mai întâlnit noi, sigur. Tu ce erai? Tata unicorn, dar unicorn cu cubeu. Unicorn alb și ai cornul curcubeu. Și se luminează. Wow! Este și luminos cornulețul. Da, întrebările mele vin din Spiritual Awakening, această perioadă prin care eu trec acum, după cum ați văzut pe Instagramul meu, postez tot felul de story-uri în care pun link-uri cu meditațiile mele, cu Joe Dispenza, podcasturile pe care eu le ascult și trec așa printr-o perioadă foarte frumoasă de Spiritual Awakening și mereu glumesc cu Ela și Clara și ne întreb, oare ce ai eu, ne-am întâlnit în alte vieți anterioare, ce-am fost noi, sigur am fost împreună și ce-am fost. Steluța a venit în cadru, membrul nostru pe care, membru familiei pe care îl iubim. Cea mai strânsă legătură este între Clara și Steluța. Că ele două sunt cele mai năzdrăvane. Și nu stau locului și se potrivesc de minune. Eluța este foarte calmă, caldă, liniștită, nu se supără niciodată. Împarte jucăriile. Clara, schimb, nu împarte și mereu vrea ce are Ela. Și atunci Ela așa calm îi zice: poftim, năzdrăvan, poftim. Și mereu îi dai tot ce ai tu îi dai. În schimb, Clărița, cu ce? Spune, cu ce te supără Clărița? Că nu mă împinge și că nu mă muști. Clărița, mai muști? Mai muști? Clărița? Nu. Nu mai muști? Te mușcă des? Nu te mușcă des. Să nu, când era mai mică, mai împingea, mai mușca, da, cred că se întâmplă des în toate casele cu doi copii. Dar, ești foarte fericită că ai o surioară, nu? Te bucur că ai o surioară. Imaginează-ți dacă nu era și erai singurică, n-aveai cu cine să împaci jucăriile, n-aveai cu cine să te joci. Ai fi fost mai fericită, nu? Deci, ne bucurăm că avem pe Clărița, chiar dacă ea mai nu-s drăvană, o iubim. Tu, Clărița, ești bucuroasă că ai o soră? Da. Da? Și urcă și cum să fie mai mare, să fie mai înțeleaptă. Uite-te, ale pisică. Și când o să fie mai mare, o să fie mai înțeleaptă. Exact. Între timp, voi fi și mai înțeleaptă. Ela deja este înțeleaptă, deci... Ela, dar vreau să știu și eu ceva. De ce o iubești pe mami? Pentru că e foarte frumoasă. Frumusețea e trecătoare. Azi poți să fii frumos, mâine... Bătrânești, nu mai ești frumos, dar sufletul rămâne și sufletul trebuie să fie frumos, nu? După și atunci trebuie să vezi în oameni dincolo de frumusețea fizică, să vezi alte calități. De exemplu, ce îți place în relația noastră?
Noi două. Adică ce facem împreună? Da. Tu ne jucăm. Cum ne jucăm? Distrăm. Cum ne distrăm? Dansăm? Da. Când dansăm? Și când facem balet, când ne costumăm, când voi vă costumați. Da. Buvniță și prințesă. Da, și nu la salvatorul. O la salvatorul? Lărița, ce îți place la mami? Vacă. Cum? Vacă? Nu. Am vrut să zic vocea. Vocea? Știm să cântăm ceva? Uite, ăla știe. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Rățuștele mele pe apă s-au dus. Stau cu capul în apă și codicea-n sus. Stau cu capul în apă și codicea-n sus. Iubita mea. Și sunt foarte fericită că în fiecare zi vin cu fișe de la grădiniță și sunt atât de bucuroasă atunci când mi le mânează și văd evoluția lor zilnică. Învață anotimpurile, învață corpul uman, tot felul de cuvinte. Acum învață bastonașe, literele, le și știe deja, știe să și numere, știe să merg la 20. Clărița, nu, știi să merg până la 40 deja. Wow! Clărița, până la cât știi să numeri? Alo! Doi? Cum ați la 3? Zi mai departe. Și 7. Ai zis 7? 8. Da. 8. Și după 8? 9. 9. Și? 10. Ah, yeah. Cum ați făcut la ziua ta? Ce ți-a făcut? Bebei. Bebei? Deci tematica a fost cu bebei și a primit... Câți bebei ai primit? Zi repede. 3. Bebei? Nu, ai primit 30. Nu 30. Nu, a primit... O groază! O groază! Mulți bebei! Și data viitoare ce tematică vrei? Tot bebei! Tot bebei? Da, eu vreau mult jucării! Multe jucării vrei? Ah, deci Clărița are o inclinație către și mocăciun, grijă. Și multe jucării mocăciun. Mocăciun ți-aducă multe jucării? Da. Câte jucării ți-aducă? Atâtea? Și ce jucării vrei să primești? Nu, câte, am înțeles că sunt multe. Ce jucării? Bebei. Tot bebei? La noi acasă veți găsi cea mai mare colecție de bebei din lume. Eu știu că e soare după noi. Eluța, vrei să mergi la școală anul acesta sau anul viitor? Anul acesta. Anul acesta? Nu vrei să mai stai un an la grădin? De ce? Vrei să mai stai? Da, așa am zis și eu, că dacă mai stăm un an la grădi, ne mergem în vacanțe, ne trezim un pic mai târziu, putem să mai plecăm așa la școală, e program fix, și începem directul. Și așa mai stai cu Clărița la grădiniță și vă mai întâlniți, după aceea vă separați, tu la școală, ea la grădi, nu? Că voi avea 7 ani. Exact, acum o să ai doar 6 și atunci mai stai un an, nu? Da. Și ai prietene bune la grădi? Da. Și îți place de ele, te înțelegi cu ele? Da? Da. Tu ai prieteni la grădini? Da. Pe cine? Alex. Alex? Cine este Alex? Cine este Alex? Spune repede. Prietenul tău? Și e cu tine în grupă? Da. Și îți place de el? Da. Și ce îți place la el? Bomboane? Alex îți aduce bomboane? Da. În fiecare zi? Da? Da. Și îți place de el? Da. Câtă sinceritate! Și mai... Și sunt blocată și nu știu ce să mai întreb. Unde vrei? Deci să mai mergem în vacanțe. Am fost în Egipt, am fost în Dubai. Tu unde vrei să mai mergem în vacanțe? Eu vreau să mergem la al doilea Egipt. Eu vreau altă la piscină. La piscină? Da! Ce piscină? Da! În al doilea Egipt, adică în a doua vacanță din Egipt, ca așa ziceam, primul Egipt și al doilea Egipt. Adică la hotelul acela mare, ți-a plăcut mult. Și mai mergem acolo, nu? Uh-huh. Și tu vrei la piscină, nu contează piscină, să fie piscine! Contează unde? Multe piscine! N-ai cum, da? A venit pe căluț, pe un cor. Noi suntem norocoase că avem în viață pe bunica, străbunica. Și că vine în vizită la noi, mai mergem și noi la ea și că a trăit și că trăiește suficient de mult ca să le cunoască pe amândouă. Și cea mai mare bucurie e când vine străbunica la noi. Așa-i? Da. V-ați jucat cu ea? Da, ne-am jucat prinde perna mamaie. Prinde perna mamaie?
Adică i-am tărucat pe la... Da. Mi-am mai trebuit să o prindă, să fac la 90 Nu, 87 de ani. A prinsă și mama e aruncată clarică. 89! Mama e în super forță. Mama e verbă. Deci familia, linia maternă este foarte strong. Foarte strong și ambițioasă așa. Mama e ambițioasă, mama, eu, da, și voi. Exact. Și aveți imagine aici cu mama e. Wow! Ce frumos! I-am făcut niște flori pe ei, ca să fie mai frumos. Ai făcut flori pe ochelari? Pe ei. Hai, dă-te pe seca! Ele dansează pentru buni. O să ieși dansatoare! Da? Ești cântăreața! Bravo! Așadar, Năzdrăvana nu a stat la interviu, dar promitem alte interviuri pe viitor cu Năzdrăvana noastră mică, să ne mai spună așa ea din imaginația ei, care o este foarte bogată. Eluța, în schimb, este foarte caldă, calmă, cu ea se poate vorbi oricând, îți răspunde cu drag, cu dragoste și cu dăruire. Nu uitați să dați subscribe, follow pe TikTok, follow pe Instagram și ne vedem dățile următoare cu alte năzdrăvănii, alte experiențe frumoase și stați aproape de noi. Vă iubim! La pupam!